Salutare la toată lumea, Ștefan aici de la proiecte diverse DIY. Se dă următorul challenge, să zicem așa. Avem o baie mega provizorie făcută pentru zugravi. Perfect! Bineînțeles, fără ușă. O chiuvețică. Un The New Toilet montate de instalator ieri și avem de făcut o lampă cu ce avem la îndemână. Singurul lucru ce am cumpărat a fost o bucată de șipcă, scândură, cum se numește, din magazin, în care o să băgăm 6 spoturi și bineînțeles o să montăm și un întrerupător ca să fie luminiță la baie provizorie. Deși o să arate, zic eu, destul de elegant. Acum, nu știu, fiecare poate să zică, domne, e țigănie, ce face acolo? Da, ca idee, așa să vedeți ce mi-a venit în cap. Ceva provizoriu. Până o să fie baia gata. Adică casa. Că baia va fi, la sfârșit dispar toate astea și vin altele noi, bineînțeles. Cam asta e harababura după masă. Ce o să facem? Avem aici una, două, trei spoturi, or să vină. Una, două, trei. O să le băgăm pe astea. Deci am zis că facem o improvizație, o lampă ieftină până o să fie casa gata. Pentru că jucăriile astea sunt de la depozitul la meseriaș, unde a venit un camion, abia am salvat vreo 40 de spoturi și niște lămpi de alea de baie și am zis că să le folosim. Ele vin în cutie cu halogen, nu ne interesează. Am cumpărat niște porcării din astea, GU10 sunt, pardon, ca și fasung. Și o să punem 6 bucăți. Uite, astea au venit o grămadă de bucăți și le-au băgat la tocat. Dumnezeule. Și vă mai arăt una. Dacă sunt mai multe modele. Uite, ăsta e alt model de spot. Da? Și singurul motiv pentru care le bagă la tocat e că au becurile cu halogen în ele. Deși se pot monta și schimba becurile, o altă lampă destul de frumușică pentru baie sau oglindă, oriunde vrei să o montezi. Și de astea am salvat câteva. Deci, voia transpirația, că vedeți ce se întâmplă acolo. O să folosim trusa de la Wolfcraft cu freza asta, sigur. Ia să vedem. Asta e. Ideea e că n-am prea multă baterie la cameră, o să o bag iar la încărcat și o să dau frezez. Ce mai avem nevoie? De niște cablu, o să o punem suspendată la un 40 de tavan. Am luat niște jucării de astea de aluminiu care se strânge, se sertizează cablu. Îl face așa și o să vă arăt. Am luat pentru tavan agățători cu diblu de 6 și 4 jucării de astea care vin în placa de lemn. Și bineînțeles am cumpărat placa de lemn, e lemn laminat 30x80, parcă cu 16 grosime. O să-l vedeți, vă dați voi seama că sunteți băieți mari ce se întâmplă pe aici. Da, să procedem. Ok, am dat găurelele, 6 la număr pentru 6 spoturi. I-am marcat aici și aici la 8 cm de colț, de-aia am dat diagonalele. La 8 cm de colț să vină
agățătorile, dar mai întâi o să mergem să-l desenăm sus pe tavan, pe el, cât de cât, să știm unde dăm găurile în tavan. E cel mai important. Și după aia ne apucăm să punem spoturi, cabluri, chestii. Am marcat forma la placă. Nu știu cât de bine am centrat-o. Dar pentru o lampă provizorie DIY merge. I-am dat și la asta diagonale. Aici o să dăm găuri. Exact unde am dat semnele astea și o să vină exact pe la 8 cm de colț. Am dat și mie domnul Croco asta ca bormașina. Să-i dăm prima găurică. Prea merg astea pe baterie, zicea cineva. Ia ține un pic. Dacă ocheții am prins. 2, 3, mai avem pe unul, dar am aici o poziție, dar nu vă vine a crede. Cam așa. Așa ceva. Toți la interior, dacă se poate. Plus minus. Cam așa a ieșit până acum. Am prins pe toate șase. Am pus ocheții. Să punem cablu și să vedem cum iese ce iese. Primul ochet montat cu panorama asta l-am strâns de la prietenii mei, de la Horbach. Bineînțeles că n-am băgat haupa la chestiuni din astea. Uite așa l-am făcut. Uite așa că nu e așa. Iar nu se vede nimic de la prea mult roșu. Și trebuie să-l măsurăm să fie la fel. Ca să avem aceeași înălțime. Ia să vedem. Ceva de genul. Și l-am făcut cu albastru. Se blochează un pic, dar nu e problemă. Tragem de el și revine. Și bineînțeles că de tăiat se taie cu Dexter, nu cu astea izolate bune. A? Iese cât de cât ok. Oricum nu se desface. N-avem nici mare greutate. Hai că le termin pe toate și revin. Că le plictisim. Am terminat cablurile la toate. Acum le punem becurile. Să vedem ce și cum. Iar blistere de-astea de nu le suport. Remontez becurile și revin. Cam asta avem până la momentul ăsta. Nu i-am legat niciun fir de pe ei. Nu umblă nimeni acolo decât eu. Voi nu faceți asta ca să nu fiți nebuni. Chestiile astea veneau cu niște prindere aici. Iar intră în canturile astea și se leagă pe eu de ele. Da?
Deci faceți ce zice popa, nu ce face popa. Avem toate astea aici și plecările către tavan. Hai să o montăm, să vedem ce este. Și am ajuns să o și conectăm. Am agățat aici, bineînțeles că nu s-a așezat ca lumea. Odată, ăsta e cam întins, adică nu e întins, am vrut să zic. Nu e problemă că îi mai strângem ochetul de sus. Astea două sunt relativ bine. Primul este cu roșu, bineînțeles, faza. Nu e cu noi macro azi, așa că e plecat papa tot. Și nolo, la care să vezi că n-ajunge. Sau ajunge. Ajunge. Da, n-a intrat până în capăt. Acum, conexiune perfect. Montăm și telepotorul, că nu e. Și mai strângem un pic aia. Gata, am egalizat-o. Toate cablurile stau întinse, e perfectă, perfectă. Așa ceva, e cam joasă. Dar n-are importanță că geamul e scurticel. Eu mai am 40 de centimetri până la ea și am 1,83-1,84. Să purcedem cu întrerupătorul, zic. Uite, inelușul de la inelele de prelungire, că sunt două, una, două, de 12 mm de la Kaiser. Ai lăsat doza în interior, e bine, că ai cu ce să o prelungești. În afară să nu o lași, domnul tencuitor. Să ne distrăm, zic. Am luat un niloie provizor. Nu știu cât de mult scrie pe el, că 13 mm. Ia să vedem. 13 mm. Culorile împac de între potorul ăsta. Deci se aprinde, funcționește. Ce n-avem șuruburi. Am venit să montăm între potorul. Nu avem. Nu avem. Revenim imediat. Dacă am găsit și două șurubele. Pentru că toate aparatele se prind în șuruburi. De țin minte, scrie și la normativ, fără gheare. Da? Fără gheruțe. Cu ăsta cu Quick Connect ați rupt-o în fericire cu lițat, fanii lițat. O să vă lițați de tot. E departe bolobocul. Cum nu avem suport aici, nu e nimic finisat. Avem pe o
ornamentul vieții. Sperăm că și intră. Este, bă, s-a prinde becul. Aia e important la foarte multe lucrări. S-a prinde becul. Ia să vedem, s-a prinde becul. Asta că-i dai și un lac. Arată bele. Și face ceva. Lumină. Mai ales că e lumină afară. Da. Cam asta la filmulețul cu The Toilet. Să nu uitați că toaleta asta e toaleta lui Dorel, că trebuie să apuce de zugrăvit. Să vă filmez după vreo săptămână, așa? Da. Bye bye, ne vedem la filmulețul următor. Nu uitați, aveți butonul de alătură-te sau join, depinde în ce limba l-ai. Pe lângă anumite filmulețe care sunt doar pentru membrii, toți membrii, indiferent de cât au abonamentul, beneficiază de 10% la anumiți distribuitori și mai mult la alții. Deci pentru 3,99 lei zic că merită să... Dacă îți iei marfă de 100 de milioane pentru casă, ai 10 milioane reducere. Acum fiecare cum o socotește. Noi fim mai cărcotași așa românii. V-am pupat, ne vedem la filmulețul următor.